Salutare, salutare, prieteni! Am revenit cu un nou vlog. Prieteni, ce credeți? Singur acasă, prieteni! Sunt singur acasă! Cum e singur? Uite, ești cu mine! E aici Ryder, pe poziție, lumina. Deocamdată dorm la bunica acum, că tăicul meu a plecat la Timișoara. Are o nouă afacere, se ocupă cu pepene roșu și pepene galben. Cu lobeniță. Da, duce de la Dăbuleni și duce în partea Banatului. De fapt, ia de la Dăbuleni și duce în partea Banatului. Și acum stau pe acasă, văd, poate merg și eu după el. De ce nu iei hainele și le băgăm la noi? Nu, păi de ce? Eu am și o mașină spălată. E deschis aici? Da. Forță, prieteni! Revenim de la bunica, eu știu. Ia uitați și pe lumină. Sau nu, hai că vă arăt ce fac pe aici acum, dau de mâncare la câțe. Lampă, hai vină cu asta, îți dau mâncare. Hai. Dar trebuie să te grăbești că pune fata acasă. Mă las să plângă. Stai așa. Să-i dăm lui clampă. Aici așa. Care, uite, ți-au înviat câțele. Le tăia în ieri și ți-au înviat-o cu altele. Hai, clampă! Hai, eu uite că venim de la gătar, hai! Stai așa. Ce mi-ai făcut? Punem aici mai mult, clampă mâncă mult. Acum zici că ești singur. Gata. Cum zici tu că ești singur? Am zis da? Eu așa, na. Păi te simți singur, frate. Nu. Ryder, ce ai pățit la bot? Ia, dă să văd. Dă să văd. Hai să spun apă. S-a încălzit apa ta, Ryder. Aleu, ciurba aia, să dai la Ryder. Eu dau acum. Bă, nu mai mă linge așa pe pantaloni. Bă, nărodule. Hai, mă. Ia, bea, Ryder. Hai. Bea. Hai că mă dau la... Nu te mai filmez, hai. Că e rușine, nu mai ține camera pe el. Așa e și el? Da. Te bune? Uite, vezi, s-a rușinat, uite. Același vlog-ul lui DJN. Stai că mai are aici un de ăla, să-i pun și în ăsta apă. Stai așa. Eu are unul mai mare aici. Acum așteaptă să-mi fac vlogul. 20 de minute. Păi ești proș, lasă că mai revenim de acasă, că facem grătar, mai mergem acum cu mașina, hai, cu plângă sarina, bag rainele. Stai așa. Strânge și mie rubinete aici, să rău. Hai, Ryder, hai. Hai să bei apă. Hai că-ți dau de mâncare acum. Îți dau de mâncare acum. E o ciorbă în frigider. Și-a spus taică-miu. Și că să-ți dau ciorba aia lui de oaie. Vrei ciorba aia lui de oaie? Așa. Trebuie să mă schimb. Dar vezi să ții bine. Trebuie să mă schimb, să iau și o perică, pantalon scurt. Păi mișcă mai repede, Leo. Stătură mult, prieteni, în oraș. Ryder. De-am plătit niște, uite, așa îi dai. Bucățică cu bucățică, așa. Pune-i mă acolo, jos. Stai așa. Să-i liberez farfuria asta pe ea. Gata. Pune-o acolo afară. Ia și ciorba aia, pune-o acolo în ceva. Unde eu pun? Răstoarnă tava aia și pune-o în tava aia. Uite tava aia. Care? Uite aia. Acolo pe clampă, apă.
Pune eu acolo jos. Aici? Noce. Noce am dat drum. Mai nu acolo, cotija. Ce n-am mai dicăne gură? Nu pune-i... mai știu că țigănește că... Pune-i acolo în tava aia acolo jos. Uite, mai e o tava acolo în față. Așa, hai, mișcă repede, hai. Nu mai vorbim pe țigări. Așa, închide frigiderul ăla, trage-l din priză, hai. Sau lasă că mai veni mai târziu, Leo, ca să scoți hainele. Tu n-ai auzit că trebuie să vină un băiat după mine să mă ia astăzi? Măi, omule, bagă hainele, le termină mașina de spălat până noi ne ducem acasă la fată și după venim iar înapoi. Auzi cum facem, te duci tu și eu rămân aici. Că trebuie să mă uit prin casă care-s hainele, nu e așa repede. Că nu le-am strânse de vandată. Păi trebuie să mănânci, Leo, prima dată. Uite aici, uite, să mănânci. Ce mănânci? Sandwich. Hai să vezi. Uite, pâine aici, am cumpărat-o. Păi eu am luat pui, Leo, să mănânci acasă, să am facem. Am roșii aici, auto. Hai să facem un sandwich acum, repede, tradițional. O cotoșucă. Nu. E pâinea tare, Leo, hai că luam. S-a întărit, stai să-ți explic de ce, că am lăsat acolo. Dar nu, problema. Uite, vezi? Pă treaba ta, hai că mă suni și vin. Da, încă. Hai, oprește. Deci, uitați, prieteni, doamna Brunițica pleacă, că Sarina o așteaptă și bunica Maria acolo și-a pregătește grătarul. Hai. Ia uitați aici, salam, roșii de casă, cașcavala măi. Gata, prieteni, plecăm. Cum să dăm drumul două vloguri odată? Păi de ce mi-ai furat ideea? Ce idee? Eu asta am avut ideea de mi-ai când... Mi-ai furat vlogul, hai, lasă-mă. Deci plecăm, prieteni, acum la bunica acolo. Rider, hai cu noi! Hai, Rider! Le-ai dat drumul pe Rider afară. Păi de unde știu că iasă Rider-ul tău? Uite! Uite, vine după mine, ca cu, după cutunița. Am auzit că bunica a dat drumul la un grătar acolo. Hai mă, hai! Hai, Rider! Deci, prieteni, este adevărat, că nu este acasă, este în partea și Banatului. Și-a rămas pe capul meu și îl împlimb eu. Cine? Pe Leuțu. Păi ce să fac acum dacă, dacă tu vrei să te plimbi și vrei o companie așa să fie cu tine? A rămas la bunici, prieteni, la bunica, de fapt. Nu zici și tu să dăm a treia. Păi de ce la să dai a treia pe aceea, că-s copii mici? Stai că mi se ocupă cu Lubeniță și-a făcut bostan acolo, în centru, nu știu ce-a făcut. Dar s-a băgat într-o și afacere. Și vrea să te duci tu după el să te pune la bostan? Și-a făcut bostan și vrea să mă duc eu după el. Din ca să... Din vlogger mare a ajuns la bostan, Leo? Deci, ca să vând acolo și la bostan, să stau acolo. Deci, din vlogger am ajuns... Vlogger. Am ajuns de ăsta care e comersant de ăsta, bișnițar, habar n-am. Uia! Uia! Ce? Uia! Iarăși lovești evacuarea. Câinele. Ce? Acum ce se vă sunt câini de pe stradă? Ce e cu el? Unde-i Rider? Unde-i Rider? N-a venit. De ce n-a venit? Stai să vedem unde e Rider. N-a venit. N-a vrut să vină. Bundardește cu gata. De ce? Ce faci, bunică? Ce, ce părere ai că am rămas la matale aici la... Apa e bine, o ce-am făcut să facem un grătar. Oh, da? Foarte bine. Ai auzit că taică-mi vin de Lobăniță și a făcut bostan în centru la Timișoara? Foarte bine. Și vrea să mă duc eu după el
ca să fiu acolo vânzătorul. Nu, uite, cu mine cine e mâine? Nu știu, cred că mă duc. Te duci? Mă duc. Uitați florii pe aceea. Când te duci? Astăzi sau mâine, nu știu. Apoi să mâncăm, să facem grătarul. Da, uite, cumpărături acolo. Da. Vezi că sunt cumpărături și pancheta din spate. Este ideea privată, aici nu se filmează. De ce? Ia, păi ce? Florile. Mândaro. Păi ce are? Avem dezordine, nu facem treabă. Cu ori dezordine. Ia uitați, avem aici un gard ăsta de flori. Unde mândaro? Filmăm la grătare. Pe unde e grătarul? E în spate? Da. Ia. Uite, este fumul! Da, e aici grătarul. E acolo. În forță. Păi da, prieten, la noi a fost o vijelie. A luat tot. Prieten, ce face bunic aici? Cu usturoiul pentru mușdei. Pentru că o să pună un pui la grătar, da. Salată de vinete și castraveți roșii, ardei, diverse chestii de astea. Da, este acolo pe grătar când punem puiul. Ia uitați cum faci acolo. Da. E mai bine așa. Dar nu faci clasica metodă cum făcea bunicul cu sticla? Nu, e mai bine așa. La mai două, bine, trei... La 2-3 noapte el dădea cu sticla în pereți, bâu, bâu, ca să zdrobească usturoiul. Hai să vedem la grătar. Hai să punem tot acolo. Păi... Pisicile aici. Băi! Ia uitați aici. Da, urmează acum puiul și cea mai e carne, nu știu. M-am câte pisici aici, deci una, îs două aici, mai e una pe aceea. Trei, mai e una aici. Sunt foarte multe, mai ales în spate, prieteni, dacă vedeți să mă duc să le filmez. Asta doarme aici, n-are niciun stres. Ia uitați, prieteni, aici. Grătărescu. Pe unde mai bagi rușile alea cu api? Le strigi degeaba. Lasă să le pună. Mai pui carne de porc. Pune-le o bucățică, două. Ia uite, vișinile s-au făcut. Uite, seara de mine. Oh. Ah, nu-ți merg papucii, hai că vin eu. Unde papucul ăla? Unde? Unde unde? Unde e trebuie să ne lăsăm. Da, să ia mine. Odai. Odai. În odai. Ne securăm după fum. Nu ne lăsa să intrăm și noi la Dana. De ce ne-ai vrut? Mă grăbeam eu. Da, mami! O, lasă-mă că să plâng acum! Deci, prieteni, în caz dacă vă întrebați unde este Ion, unchiul meu este și el plecat în țări străine. Unde e? Prin Olanda? Nu să spun. Ei. Secret. Face combinații. E la muncă, mă, ce combinați? Face combinați, las că știu eu. Da! Mă, nu mai țipa, mi-ai stricat vlogul. Uite papuca în fața ta. Hai că vin acum, o. Așa.
Vreau să văd și eu rațele mele mai târziu, supraviețuiesc. De unde mai rațele tale? O să mă duc să le filmez. Nu. De ce? Hai! Bunică! Săcică, mame, bunică, lasă mai târziu bunică. Pă, opresc camera și mă duc, dau drumul direct de acolo. Mai târziu că le dau de mâncare, părăcoare, le filmăm. Păi acum vroiam, că e zi. Lasă că avem timp să le filmăm. Mami, te arăt ce-a vlog-ul. Da, bă, bă, facem vlog-ul. Deci gata, prietenii, uitați aici, grătărelul, final, gata, avem aici un ardei cu tot cu asta la el aici, cu coadă, ardei iute ăsta e. Lasă-o așa, măneu, lasă-mă așa. Avem o, facem o salată aici, de fapt nu facem, face doamna Brunițica. Deci eu le fac, prieteni, și zic că fac ei tot. Avem aici un piept de pui, o ceafă de porc, niște pulpane de pui, un mujdei de usturoi. Făcut de bunica ca la țară, așa, ca la bunica acasă. Ia uitați. Îl vedeți? Avem aici pe bunica. Hai să-i aduc pâine, adus-o-i pâine. Hai să văd și eu rațele, că tot vreau să le văd. Rațele o după masă, să mâncăm. Hai bine, după masă. După masă. Eu cred că tu de nu mă lași pe mine să mă duc acolo, cred că le-ai băgat de mult la ceaun. Da. Păi ce sunt ale tăi, prieteni? Cu... Hai să vă povestesc. O știți pe Marița și pe... Cum nu îi mai spune? Nu mai știu. Nu mai știu. Cutunița. Cutunița și pe Marița. Era... Rațele lui Bucătaru. Două rațe. Știți bine că erau foarte mici. Și eu le-am cumpărat concentrate, boabe, de două luni de zile. Și acum, prieteni, s-a făcut dita mai așa. Și acum zic și că sunt rățele lor. De unde mai sunt prietenele lor? Păi cine le-a cumpărat? Vă dau și vă o gheară, o aripă, nu. Și gata. Dacă tu erai așa... Stai și spăl și o ceapă. Cum să zic? Cum? Tu luai și pentru găinile tale, boabe și astea. Păi mâncam găinile mele. Păi și... Și creșteau mai mari. Dacă ai dat și la rațele mele, eu nu te-am obligat să le dai. Aaaa. Tu ai avut plăcerea să le dai. Da. Și tu vrei să iei voi, ambele rațe, vrei să le iei? Două. Nu ambele. Una vrei să iei? Păi normal, poate nu-ți mai dam niciuna din ei. Da. A, dar mai bine, plecă bucătarul și cu tuna le bag la ceaun. Da, poate schema, bunică, facem schema aia, bihorul. Schema bihorul. Jur, să iei pe amândouă. Le iau și zic că a dat bihorul poate în ele. Să mută Maria la tine cu totul dacă a, faci așa. A dat bihorul în ele, zice bunica. Am mâncat găinile, am mâncat găinile și când colo, pa. A, înseamnă că nu mânca bihorul cu găinile, fura și le aducea la tine. Păi, schema bihorul. Lita-vă cu bihorul. Nu știi de schema bihorul? Nu, chiar la voi este bihor aici, în zona asta. A, de ce e problema? Că nu dihorul mânca găinile. Adică le fura Maria și le aducea la dihor, voi. Dihor, da, stai, ziceam bihor. Dihor îi se zice. Dihor, da, așa, ziceam, ziceam bihor, bihorul. Dihorul, nu mai știu să bihorul, habar n-am. În fine, nu contează. Îi zice mai bine ciorditorul de găini. Uite câte, uitați câte pisici, prieteni. Nu ți se pare că ai prea multe pisici aici în curte? Hm, altă. Păi am, dar nu sunt ale mele, le-o. Văd patru până acum. Cum nu sunt ale voastre și dorm la voi aici în curte? Te pome că mai fac și pui. Altă, uite, 5. Doamne, doamne. Deci 4, 5, 6. Ale, o să mă ajut și pe mine să 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și să vedeți cum mai vin. Uite, acum se bat. Nu mai filmăm muțele, poate nu-i voie, maleu. Nu. Poate l-aduc pe Raider într-o seară aici. Îl aduc într-o zi. Nu știu, mi-a spălat Maria astea, cred că nu le-a nu spălat. Nu le-a spălat eu. N-am încredere. Da, n-ai încredere, dacă vezi apă pe ele. Cum ai zis tu că cățeaua Bibica nu e ascultătoare? Bibica? Da. M-am dus la ea și i-am spus șez ca să... Știu că nu e ascultătoare, cine a zis? Îmi spune mereu că când scapă, sare pe voi. Da, nu te mai înțelegi, Leo, cu ea.
M-am dus la ea și i-am spus, șez, stai cu minte, până mi-au și eu câteva prune din copac. A stat prieten cu minte, n-a sărit pe mine, până mi-am luat câteva prune și când m-am îndepărtat de ea, atunci s-a dus înapoi la ea la cuteț. Leo, m-a ajuns pe mine la covare. La covare? Da. Mai, nu știu, să văd. Nu a ajuns tu pe mătușa ta, care te plimbă? Nu știu, să văd. Trebuie să mă duc să scot hainele de la mașină în spălat. Ne avem motorină. Uitarăm și să băgăm motorină. Cred că mă duc pe jos. Ai, mă. Serios. Picioare. Când mai ajungi? O, ajung. Hai, te duc eu. Pune mai multe roșii, nu? Așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, că ați distribuit mai departe, să uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să apăsați pe clopoțel. Așa și eu. Ca să fiți la curent cu toate vlogurile de zi cu zi, să vă abonați acolo la toate canalele, la bunica, la Bruni, Brunicica de la Strehaia. La revedere, papa, vă pupăm, revenim cu un alt vlog, poate mâine, poate poi mâine, vedem. Pa! Țineți pomii!